Activitatea unei firme de distribuție cunoscută în Suceava și nu numai se pare că e pe punctul de a se încheia. Zvonurile care circulă prin urbea noastră afirmă că patronul firmei de distribuție cu sediul în Ițcani ar avea de dat 10 de miliarde de lei unor agenți economici și tocmai de aceea nu ar răspunde la telefon. Alte vorbe care circulă ar fi că patronul cu pricina și-ar fi făcut o altă firmă, probabil pentru a-i se pierde urma. Nu de mult, ci chiar la începutul acestei luni, la sediul firmei s-a produs un accident de muncă, iar societatea ar fi bună de plată. Firma de distribuție produse alimentare, nealimentare și băuturi din Ițcani nu ar mai avea mare lucru în patrimoniu, după câte se pare, doar sediul depozit și un magazin prin Siret. Dar această firmă de distribuție are și o poveste interesantă. În aprilie 2010, jurnaliștii de la botoșeneanul.ro relatau o întâmplare neobișnuită în care au fost implicați angajații firmei de distribuție din Suceava. Aceștia au mers să-și ia marfa cu forța de la un supermarket din Botoșani din cauza unor datorii neonorate la timp. În această poveste apare și un personaj aparte denumit de jurnaliștii botoșeneni ca fiind maestru de ceremonii. Este vorba despre un comisar șef în rezervă, fost șef al Serviciului de Investigare al Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, Vasile Calimandriuc. Potrivit unor informații neoficiale, el ar fi socrul patronului agentului economic din Suceava, Adrian Rusu. Ex-polițistul a dirijat practic întreaga acțiune și a interzis angajaților să vorbească cu jurnaliștii. Pentru că suma de recuperat nu era tocmai modică, a fost nevoie ca angajații firmei de distribuție, coordonați de cel care se pare era socrul administratorului firmei de distribuție din Suceava, să se deplaseze și la un alt magazin al respectivului supermarket botoșenean. În prezent, ce să înțelegem noi? Că patronul firmei de distribuție din Ițcani a avut ca model întâmplarea de acum 4 ani și metoda țepei ar fi cea mai avantajoasă afacere, adică să te ascunzi de cei cărora le datorezi bani și în același timp să-ți făurești o altă afacere, să-ți lași angajații pe drumuri? Inspectorii temei și polițiștii suceveni s-au ocupat de cazul angajatului firmei de distribuție accidentat la locul de muncă și s-a constatat faptul că nu s-au luat măsurile legale de securitate și sănătate în muncă, dar firma mai are de dat bani și victimei accidentate.